Aș să fac o plăcintă bănățană. Am pregătit aici 1 kg de făină. Normal folosesc cam în jur de 600 de grame de iaurt. Aici am pregătit maiaua din o lingură de zahăr, 40 de grame de drojdie proaspătă și am pus 2 linguri de făină. Am lăsat așa să se umfle. O să pun și un ou, am pus 1 lingură de sare și o să frământ. Așa arată aluatul. Trebuie să nu se lipească de mâini și lăsăm să se dospească. Coperim. Am frământat cam 15 minute. Și aici am cam 100 de grame de untură de capră am eu, dar puteți pune unt sau untură de porc dacă veți. Pentru umplutură am pregătit 250 de grame de brânză proaspătă și normal ar fi bună telemea, dar nu am. Mi-am pus de asta așa un pic iute și o să pun un ou și o să le amestec toate. Ia uitați, așa arată după cam o jumătate de oră. L-am întins așa pe tapetul ăsta care l-am eu și am pus untura peste și las așa vreo 10 minute. După 10 minute l-am rulat așa și îl mai las așa tot 10 minute să se odihnească. Am păstrat un pic de untură de asta să avem pe la sfârșit. Am tăiat în 2 bucăți aproximativ egale și acum o să pregătesc plăcintele. Am pus umplutura de brânză și acum o să le rulez. Le-am pus aici în tavă și acum o să le un cu un pic de untură pe fiecare. Le lăsăm așa o jumătate de oră să mai crească. Mamă, ce s-a umflat! Și uitați, aici am pregătit un gălbenuș, 3 linguri de lapte și un pic de brânză. Și o să pun peste. Și bag la cuptor la 180 de grade, 30 de minute. Și cam așa arată plăcințica.